să citesc eu. Vă aplic de un privat să citesc voi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 45 din 25.03.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Subacău în data de 29 martie 2019 cu orele 13 la sediul primăriei Comunei Bârsănești în sala de Consiliu. Proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 9, numărul 1. Proiect de dezvoltare economică-socială a Comunei. Raport de dezvoltare economică-socială a Comunei Bârsănești la sfârșitul anului 2018. Punctul numărul 2. Raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești aferent anului 2018. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2019, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținere a localității. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea drumurilor locale în Comuna Bârsănești de Subacău. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, lucrări de întreținere și reparații de C-153. Punctul numărul 6 diverse. Articolul numărul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Se supraaudă. Cine este pentru? Ordinarea Consiliului Local Bârsănești din data de 28 februarie. Ședința este deschisă de doamna Valina Aurelia Sătaru, care anunță că la ședință participă toți cei 13 consilieri în funcție. Domnul consilier Lache Lucian, președintele de ședință, dă cuvântul domnului botezatul Gelu, primar Comunei, pentru a prezenta dispoziția numărul 23 din 22 februarie 2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, din data de 28 februarie 2019. Următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale de Bârsănești, Bacău, pentru anul școlar 2019-2020, inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinului de acosire și UAT Bârsănești pentru realizarea investiției în modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești de Subacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici și aprobarea finanțării la bugetul local pentru obiectivul de investiții refacere, întrejuire și refacere canalizare de lajeră și pluvială, cort A și cort C, școala gimnazială în Comuna Bârsănești de Subacău, inițiator primarul Comunei și 4 diverse. Se supune la ordinea de zi. Domnul consilier Enache Lucian propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct care să aibă ca scop alegerea din votul ședinței de ședință pentru următoarele 3 zile. Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 31 martie 2019. Nu sunt obiecții, așa încât acesta este votat în unanimitate. Se trece la primul punct al ordinei de zi. Domnul consilier Enache Lucian, președintele de ședință, dă cuvântul domnului botezat cu primarul Comunei pentru a prezenta raportul argumentativ și avizul conform transmis de către Inspectoratul Școlar Județean, care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bârsănești pentru anul școlar 2019-2020. Nu sunt niciun fel de discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, așa că acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. Se trece la al doilea punct al ordinii de zi, se prezintă raportul compartimentului de specialitate urbanism, descrierea și descrierea amplasamentului celor două poduri proiectate în plus proiectului modernizare rețea drumurilor locale în Comuna Bârsănești, realizate de proiectant, și se dă apoi citire proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă Siret și UAT Bârsănești pentru realizarea investiției în modernizare rețea de drumurilor locale în Comuna Bârsănești de Subacău. Nu sunt niciun fel de discuții nici pe marginea acestui proiect de hotărâre, așa că acesta este supus la vot și aprobat în unanimitate. Se trece la al treilea punct al ordinii de zi, se dă citire raportului viceprimarului care a stat la baza inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării la bugetul local pentru obiectivul de investiții, refacere, întreșturire și refacere canalizare menajeră și pluvială,
Corp A, școala gimnazială numărul 1, domnul Abdurăciu Subacru. Discuții. Domnul consilier Milon Costel, în raportul prezentat face referire la refacere. Nu înțeleg. Domnul Abdurăciu Daniel, viceprimar, proiectul este aprobat, dar în trecut este un proiect în derulare, toate aspectele legate de natura și capul lucrărilor au fost detaliate și discutate la momentul acordului inițial, în anul 2018. De ce refacere? Așa a fost denumit proiectul inițial. Se supune apoi la vot și proiectul de hotărâre, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării la bugetul care pentru obiectivul de investiții, refacere, împrejurire și refacere, canalizare, menajere și studială, cot A și cot C, școală gimnazială numărul 1, cum la Bursănești de Bacău, este aprobat cu unanimitate de voturi. Doamna consilier Gavan Maria propune ca doamna consilier Stan Mihaela să îndeplinească funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea, care este aprobată cu unanimitate de voturi. Diverse. Domnul consilier Milon Costel, când în comunitate pe domeniul public sunt o problemă cu care ne confruntăm și pe care primăria are obligația să o rezolve. Domnul botezatul Gelu din Mar, a fost peste tot, nu am găsit sprijin nicăieri. Domnul consilier Milon, trebuie să facem la adăpost pe teritoriul comunei. Doamna consilier Gavan Maria, se cunoaște persoana care aduce și vede mâncare. Domnul Gabrieliu Daniel, viceprimar. Îl vom filma când îndihnănește pentru că încalcă legea. Ne-a amenințat că ne dă în judecată dacă luăm câinii și nu îi informăm privitor la locul unde îi ducem. Trebuie aplicate sancțiuni celor care aduc câini comunitari în comună. Domnul consilier Gavan, să-și ia câinii vagabonți la dânsul acasă, să-i asigure adăpost, nu să-i hrănească în drum, pentru că este mare pericol pentru trecători. Domnul consilier Miron, în caz de atac, responsabilitatea cade pe primărie. Domnul consilier Burlan, trebuie continuată descurcarea șanțurilor. Cu domnul Gabrieliu Daniel, viceprimar, am început un pic și la albele, dacă ține timpul bun, vom continua. Domnul consilier de la Maru Gheorghe, cei de la școala de telefonie Orange, spun că nu au bani să investească nici acum, nici la anul, pentru rălăcirea arii de acoperire a telefoanelor mobile din această rețea. Altă problemă, podul de la Stanion s-a deteriorat, e mâncat de rugină, ar trebui pusă o plăcuță de vizoare să nu se treacă de acolo cu vehicule mai mari de 15 tone, pentru că există pericolul să plece sau alunece tuburile podului. Domnul Gabrieliu Daniel, viceprimar, s-au îndepărtat țelile, curge balastul printre ele. Domnul consilier Dalaru Gheorghe, când începem cu balastul? Domnul Gabrieliu, fără buget nu putem contracta nimic deocamdată. Doamna consilier Gavan Maria, balastul s-a deplasat pe părțile laterale ale drumului și în centru a rămas pământul gol, cu făgașe, s-au înnorăiat drumurile. Domnul consilier Stanciu Georgescu, am văzut la TV că la o școală s-a dărâmat un bloc pe mâine. A trebuit să ne îngrijim, să asigurăm elevii în școli, ca să nu prezintă pericol pentru copii, adică să nu cedeze și să se prăbușească copii. Domnul consilier Petru Costică, noi avem dulapuri, nu la cursul spărgat, dar și acestea nu sunt prea stabile. Ar trebui asigurate cu pălșuriburi. Domnul consilier Bornichie Florin, avem două cărăți de balas foarte bun, ar trebui încă și iar pe drum. Domnul Gabrieliu Daniel, anul trecut din 2000 metri cubi de balas, nu am reușit să exploatăm decât 700 de metri cubi. Vom lua restul începând din aprilie, pentru că ne-au dat autorizație prea târziu anul trecut. Domnul consilier Bornichie, cât costă să facem comandă de câteva indicatoare rutiere? Când e neapărat să punem limitatoare de viteză, indicator rutier pentru sens unic și atenție la școală. Domnul Gabrieliu, până la terminarea lucrărilor la drumuri nu se poate face nimic. E și frică, deoarece autorizația de construire este valabilă până în 2020. Domnul consilier Miron, executantul la proiectul pe PND Răzoi este același cu cel care executa lucrările la DC-155. Întreb, pentru că este a treia amânare, având în vedere că această lucrare trebuia terminată încă din anul 2017. Domnul Gabrieliu Lania, proiectantul este același, dar acesta nu are nicio vină. Executantul pentru proiectul PPN-2 este firma Sece Conexpus. Nu l-am mai avut până acum. Proiectarea este bună, nu e nicio legătură între proiectare și execuție. Domnul consilier Milan Costel, nu se finalizează lucrările, asta este problema. Domnul Gabrieliu Lania, banii se dau pe baza dispozițiilor pe lucrări, enfatizat. Finanțarea vine de la minister, iar noi îi virăm către executant, dar nu se acordă bani în plus pentru valoarea viciilor ascunse, care sunt descoperite pe parcurs și împiedică finalizarea lucrării. Domnul consilier Milan, rămân la părerea mea că nici proiectanții nu sunt serioși.
ar trebui reglementată circulația pe drumul județean DJ116 prin amplasarea unor indicatoare pentru acordarea de prioritate la intersecția cu DJ158. Domnul Gabrieliu, vom face solicitări către Serviciul Public Județean de Drumuri și vom pune și indicatoare rutiere necesare și indicatori de viteză cu aprobarea Poliției Rutiere, dar drumul nu este recepționat deocamdată. Se vor mai pune și parapeți de protecție în curbe. Deocamdată am cheltuit 80 milioane de lei în Baia Mare de zile, alte 5 milioane am dat pe planurile obligatorii pentru promovarea proiectului PLDN, tot în coastă. Domnul consilier Dorian Vasile, indicatoarele vechi măcar să fie menționate pe poziție până la montarea celor noi. Domnul consilier Ani Felix, mașinile mari circulă cu foarte mare viteză pe drumul județean. Ar trebui să putem să le monitorizăm video. Domnul consilier Dorian Florin, în localitate nu trebuie să se depășească viteza maximă de 50 km/h. Sunt probleme cu gunoi. Cetățenii vecini îi iau și au într-un șansul de pe partea opusă a drumului. Domnul Gabrielu, la sfârșitul martie și începutul aprilie se va merge la curățarea șanțurilor. Și totuși, nu vrea nimeni să ne spună cine anume aruncă gunoaiele necontrolat, trebuie să depistați, pentru că camerele video nu ajută prea mult la identificarea exactă a persoanei. Domnul consilier Lazar Ion, drumul de la Albele, domnul Gabriel Daniel, fără buget nu am putut face întâmplarea. Ținem însă legătura cu domnul director de la Semilano Silva. Domnul consilier Lazar Ion, pe săptămâna viitoare să se va livra la Albele. Pe scala principală și pe locul. Domnul consilier Ani Felix, se fură lemne din pădurile particulare. Agenții postului de poliție au venit în mai puțin de 10 minute, dar poliția locală, domnul Gabriel Daniel, la drumurile publice, Poliția Națională are competență. În pădure are competență oculul silvic. Numai acesta intervine. Poliția intervine numai împreună cu reprezentanții oculului. Dacă pădurea nu este dată în pază, nici oculul silvic nu se amestecă în rezolvarea situațiilor de furt de material nervos. Domnul consilier Petru Costică, Posta IUC, SCU Don, dezafectează traseele de canalizare de pe teritoriul uzinei și tot ce se recuperează se vinde. Să cumpărăm vreo 10 tuburi pentru drumurile de la Albele, că sunt ieftine. Domnul consilier Dorian Vasile, sunt mai bune ca cele noi. Domnul Gabriel Daniel, viceprimar, mâine merg să mă interesez. Am primit graficul cu cantitățile de gunoi menajări colectate în ultimii 3 ani și toate se prezintă astfel, în 2016 512 tone, în 2017 585 de tone, în 2018 593 de tone. Lunile august ale fiecărui sunt cele mai prolifice. Începând de la 1 mai anul acesta, nu se mai ridică gunoiul de la Caraclău în aceeași mașină cu cel de la Târgu Turduș. Dacă ne cadrăm cu 50 de tone pe lună, la prețul de 500 de lei tona, ieșim cu 2 miliarde și 400 de milioane de lei pe an. La persoanele juridice, taxa lunară este de 15 lei per persoană angajată. Celor care depășesc cantitatea de 0,5 m3, ar trebui să rămânim taxa, pentru că diferența cade în sarcina noastră, să o plătim și nu-i corect. Doamna consilier Amar, majoritatea firmelor nu au angajați, sau au unul singur. Domnul consilier Stanciu Georgescu, la urma noastră avem 13 angajați. Domnul Gabriel Daniel, persoanele juridice nu pot fi subvenționate de taxa cumpărului. Se subvenționează doar instituțiile publice, școlile, grădinițele, dispensarele și persoanele fizice. Atenție, lăcașurile de cult nu se subvenționează. Eu sunt convins că 20 de tone reprezintă cenușă, rumeguș, fructe, gunoi, nitrate de cult. Dacă aceste reziduri nu vor mai încărca cu verde de cetățenie, se pot înregistra reduceri la cantitățile de cult. Acestea au fost problemele discutate, nu au fost stat, nu au fost care s-au menționat închise de cărere ședinței și s-a consemnat prezentul proces verbal. Sunt de acord cu ce am consemnat. Conținutul? Se spune la vot. Cine este pentru? Raport privind starea economică socială a comunului Săneș de Subacău la sfârșitul anului 2018, în conformitate cu prevederile articolului 63, aliniatul 1, litera B și aliniatului 3, litera A din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată în modificările și completările ulterioare, primarul prezintă Consiliul Local în primul trimestru un raport anual privind starea economică socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Comuna Săneș de Subacău se întinde pe o suprafață de 7.016 hectare de teren, din care 4.774 teren agricol, 2.021 teren de hectare teren cu vegetație forestieră, 136
87 hectare teren neproductiv, 85 de hectare teren curs construcții. Populația stabilă se cifrează la un număr total de aproximativ 4500 de locuitori, cu tendință de scădere, raportat la sporul anual negativ al ultimilor ani. Comunitatea este reprezentată prin Consiliul Local, format dintr-un număr de 13 consilieri aleși în data de 5 iunie 2016, ca autoritate deliberativă, din primar, viceprimar și secretar. Potențialul economic al comunei a fost și a rămas redus. Pe raza comunei activează un număr de 29 de agenți economici. Dintre agenții economici care desfășoară activități productive cu salariații, cele mai importante sunt Secea Agricultorul SRL Vârstănești, administrată de domnul Ilie Mihai, care are un număr de 55 de angajați, este o societate specializată în executarea lucrărilor agricole și transport, care are încheiate 683 de contracte de arendare pe o suprafață de 451 de hectare, cu deținători de teren agricol și care dispune de mijloace mecanizate corespunzătoare pentru lucrări agricole. Suprafețele arendate sunt cultivate cu grâu, porumb, coarea soară și rapsă. Sece Agrotehnogrup SRL, administrată tot de domnul Ilie Mihai, are încheiate contracte de arendare pentru suprafața de 33,71 de hectare, cultivată cu grâu, porumb, coarea soară și rapsă. Sece Demilem SRL Bârstănești, administrat de doamna Stanciu Mihaela, având în medie un număr de 12 angajați, are ca obiect de activitate tăierea, vingheruirea și impregnarea lemnului. Restul agenților economici au ca activitate predominantă comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a produselor alimentare și nealimentare, textile și articole de uz casnic, având ca cifră de afaceri un capital nesemnificativ. Doamnelor și domnilor consilieri, în anul care a trecut, Consiliul Local a adoptat un număr de 53 de hotărâri, al căror caracter administrativ și normativ a fost îndeplinit în proporție de 95%, iar primarul a emis un număr de 266 de dispoziții care au fost aduse la îndeplinire în proporție de 100%. Privitor la modul de aducere la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local, avem următoarele realizări. S-au continuat lucrările la obiectivul de modernizare. Drumul local de C158 în satul Brătești, Comuna Bârstănești, care s-a realizat în proporție de 80%. Au început lucrările la obiectivul lucrări de întreținere și reparații de C153 și s-a realizat în proporție de 15%. S-au început lucrările la obiectivul de investiții, reparații, împrejmuire și realizare împrejmuire și refacere, canalizare menajeră și pluvială la Școala Generală numărul 1 Bârstănești, care s-au realizat în proporție de 50%. S-au întârziat mult la semnarea contractului de execuție și obținerea autorizației de construire la obiectivul de investiții pe programul PNDL2, modernizarea rețea de drumuri locale în Comuna Bârstănești, din cauza contestației formulate de către Sece Confer Grup SRL Onești, cu care ne-am și judecat și am câștigat în instanță contractul de concesiune. Contractul de execuție s-a semnat în final cu societatea câștigătoare respectiv Sece Conex Plus SRL Bacău, în data de 14 august 2018 și ne mobilizăm pentru obținerea autorizației de construire. S-a realizat modernizarea rețelei de iluminat public cu lămpi economice prevăzute cu LED în toate satele comunii în procent de 85%. S-au implementat prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 28.03.2018 privind atribuirea de denumiri pentru străzile și satele componente ale comunei. Este în derulare acțiunea de aplicare a plăcuțelor cu numele străzilor și a noilor nume atribuite imobililor, clădiri și terenuri. S-au făcut demersuri pentru obținerea finanțării prin grupul de acțiune locală Valea Trotului Bacău pentru construirea unui centru de tineret și activități culturale în satul Bârstănești. Pentru eliberarea amplasamentului s-a demolat fosta grădiniță din zonă, s-a făcut studiu de fizibilitate, am primit verdictul favorabil pentru finanțare în valoare de 76.000 de euro din partea Comisiei de Selecție din cadrul APIR Iași, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Urmează să depune documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și semnarea contractului de finanțare. S-a aprobat lista investițiilor prioritare ce se vor realiza în Comuna Bârstănești prin proiectul regional de dezvoltare și infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, proiect finanțat prin POIN, Program Operațional de Infrastructură Mare, s-au identificat suprafețele ca
care vor servi lucrărilor de săpare și amplasare a celor trei puțuri forate și a stației de tratare și clorinare, s-au semnat acordurile cu proprietarii acestora în vederea achiziționării prin convenții cu titlu oneros a suprafeței de 3.590 m² teren arabil, extravilan, s-a introdus în domeniul public suprafață de 455 m² teren neproductiv, extravilan, pentru cel de-al treilea puț. Imediat ce vom aproba bugetul, vom achiziționa prin acte notariale autentice suprafețele necesare, le vom introduce în domeniul public, motivat de cauză de utilitate publică și vom derula procedura de scoatere acestora din circuitul agricol. S-a realizat inventarierea bunurilor domeniului public pe baza noilor rapoarte de evaluare, s-au aprobat listele cuprinzând bunuri materiale de natură mijloace fixe și a unor obiecte de inventar cu durată normală de serviciu expirată propuse pentru casare. S-a aprobat trecerea cu unor construcții din domeniul public în domeniul privat al comunei, în vederea scoaterii din funcțiune și a casării acestora. S-a definitivat elaborarea amenajamentului pastoral și s-a aprobat prin hotărâre Consiliului Local amenajamentul pastoral pentru paște permanente aparținând domeniul privat al Orie Pârsănești. Ne-am preocupat de aplicarea programului de gospodărie a localității prin mobilizarea persoanelor apte de muncă din rândul beneficiarilor de ajutor social și a salariaților, compartimentul gospodării reparat și întreținut drumul și a analizat în mare parte planul de lucrări, investiții și activități de interes local. S-a realizat balastarea drumurilor comunale și locale în interiorul satului Bârsănești, și Albi. S-au asigurat cu antigel toate centralele termice ale școlilor din comună, s-au aprovizionat cu lemn de foc la toate școlile și la localul primăriei. Ne-am implicat împreună cu tot personalul primăriei în vederea asigurării transparenței la nivelul autorității administrative teritoriale. S-a asigurat o bună comunicare și colaborare cu toate instituțiile statului. Domnul primar, eu aș propune doamna președinte. Am venit aici ca să facem exercițiu. Trecem la următorul. Trecem la următorul. Acum tot facem exercițiu de lectură acum. Eu așa aș propune. Prevăzute din legislația în vigoare, primarul trebuie să prezinte, cum prezentăm și noi consilierii anual pe un raport de activitate, că asta e un fel de raport. Să sintetizați, probabil, dacă vreți să puneți niște mai concluzii și să trecem pe discuții. Da. De fiecare. Da. Ce are vă să vă duplați? Ce știu? Da, la spate. Trecem, da, trecem la discuții, dacă sunt discuții, să da, trecem la următoare. Eu m-aș înscrie puțin pe marginea acestui raport, dar mai mult pe, în ceea ce privește, să zicem, înregistrarea, soluționarea, să zicem, acte administrative. Petiții, sesizări, scrisori, etc. Ce vreau să zic aici? În conformitate cu ordonanța de guvern 27 din 2001, acolo ne spune că soluționarea petițiilor, în articolul 8, spune că în soluționarea petițiilor trebuie făcut în maximum 30 de zile. Eu, când am început acest mandat, am mai întâlnit unele probleme în ceea ce privește comunicarea actelor administrative de la primărie către noi, Consiliul Local. S-au mai întâmpinat unele probleme. Și după opinia mea, nu sunt chiar realizate într-o proporție de 100% pe compartimentul ăsta de comunicare documente. Eu zic după mine că ar trebui niște îmbunătățiri, că avem și legea 544 din 2002, dacă nu mă înșel, privind liberul 2001, îmi cer scuze, privind liberul acces la informațiile de interes public și acolo ne prevede aceleași dispoziții similare cu cele din legea care am menționat-o mai sus, în sensul că trebuie soluționate cererile cetățenilor în termenul de 30 de zile, trebuie permis oricărui cetățean la informațiile de interes public în mod nepărtinitor și comunicate către ei aceste informații, cei care le solicită. Ce se întâmplă asta? Da, în general, nu vreau să pun în discuție acum, doamna secretar, această situație. S-au mai întâmpinat probleme. Avem câteva precedente, dacă vreți, dar nu le pun în discuție acum. Dar sunt câteva precedente.
Aș dori ca în viitor să se poată îndeplini aceste termeni de soluționare. Da, eu n-am spus că nu. Eu știu că este o activitate laborioasă la nivel de secretariat și pe funcția secretarului de comun este o activitate foarte laborioasă, mă repet. Dar totuși trebuie să ținem cont în primul rând de cererile cetățenilor. Asta este primordial în orice, în orice instituție și în orice societate. Da. Fiți un pic mai specific. Care acum cereri n-au primit răspuns în 30 de zile sau nu au fost soluționate? Vin personal și vă prezint. Cum considerați? Da, vin personal. Dar e la mine totuși să știu. Haideți să lăsăm altă dată și vin personal. Bine atunci. N-am la mine, că vă arăt chiar prin prosesizare făcută dintr-un cetățean, dar lăsăm, vin personal și vă prezint. Da, atât am avut pe marginea acestui proiect. Altcineva discuție? Atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Este raport, ăsta nu știu dacă să spun la vot, ăsta e raport. Raport. Asta nu se spune la vot. Ne fi un proiect de hotărâre, nu se la vot sau se schimbe. Se ia de el. E un caracter informativ. Informativ și o obligație, și obligație de, da, prevăzută de lege pentru primarul comunei. Primarul comunei, da. Dăm cuvântul domnului primar să se prezinte și întâmplător. Raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vârstănești pe anul, aferent anul 2018. În anul 2018, în timp cu rămășițe în sumă de 989.991 de lei, sume mai mari de încasat fiind de la amens de 498.692 de lei, comitet persoane fizice în sumă de 98.930 de lei, impozit pe terenurile din extravilan 152.992 de lei, impozit pe teren persoane fizice 100.426 de lei, impozit din taxa clădirii persoane fizice 7.892 de lei, impozit pe taxa clădiri persoane fizice 79.521 de lei. Neîncasarea acestor sume se datorează faptului că, că nivelul de dezvoltare economică a comunei și a locuitorilor săi este destul de scăzut, puterea financiară a populației scăzând de la an la an din lipsa locurilor de muncă. Încheierea exercițiului bugetar în anul 2018 este la partea de venituri în sumă de 4.294.159 de lei, iar la partea de cheltuieli, suma de 4.502.737 de lei, cu un excedent în sumă de 170.655 de lei. Da, eu mă înscriu și la acest, deschid o discuție și aici. Dacă se va, poate, dacă mai vor alți colegi înaintea mea, ca să nu fiu tot timpul primul. Da, atunci dacă nu deschid eu discuția, da. Deci, vis-a-vis de acest raport, da, cum am spus și înainte de ședință, este foarte frumos, totul se realizează extraordinar. Mă nebucură. În schimb, vreau să aduc în discuție puțin aici, aliniatul 2 din partea finală, neîncasarea acestor sume se referă la la terenurile din extravilan. Și aici aș vrea să aduc în discuție următorul aspect. Dacă cetățenilor din comună sau proprietarul, ca să spunem mai concret, li s-ar elibera adeverințe ca să-și întocmească dosarele la APIA, probabil cetățenii și-ar plăti impozitul, dar nu s-ar putea elibera adeverințe fără să plătească impozitele din extravilan. Să cunoaștem la nivel de comună că mulți nu și-au dezbătut moștenirile. Sigur. Așa, o procedură. Da, bun. Haideți ca să trecem mulți nu au dezbătut moștenirea. Din punct de vedere legal, noi trebuie să tragem impozitul de la proprietar, nu de la moștenitori. Moștenitorii putem să tragem de la ei impozitul în condițiile în care acceptă o moștenire. Dacă nu acceptă sau nu știm ce a făcut, este greu din casat impozitul. De aceea, spune legea clar. Da, trebuie încasat. Dar dacă proprietarul e mort, de la ce încasăm? Păi dacă ei nu au declarat, doamna secretară, dacă ei nu au declarat că o accepta moștenirea, noi nu știm. Și păi, aici e problema, că dacă folosesc terenul, ar trebui să li se elibereze o adeverință, pentru că uzitează sau folosesc terenul respectiv să-și întocmească și ei dosare la APIA. La noi nu există. La noi, la Camera Agricolă, nu se eliberează aceste documente,
domnul primar, dar eu asta vreau să aduc în discuție. Am gândit o procedură. Ar fi foarte în regulă. Știți de ce spun lucrurile? Ar fi foarte bine, pentru că s-ar încasa impozitul. Că n-ar putea lua o adeverință până nu-și plătești impozitul, că așa e procedura. Și nu e vorba numai de plata impozitului, deși e foarte important și asta. E vorba de faptul că toți avem interesul ca terenurile să fie lucrate, să nu rămână pe doamnă. Se lucrează. În genere se lucrează. Nu știu dacă mai este un procent de 10% nelucrat. Nu cred. Așa, spre asta tindem. Așa. Problema era așa. S-a făcut o cutumă. Haideți că trebuie coștin cu toții. De când s-a făcut cutuma asta, când a refuzat un domn primar, interimar, să semneze aceste adeverințe. Până atunci se dădeau. Păi gata, nu mai dăm, că nu știu ce, că-s falsă. Nu este niciun fals. Vă dau exemplul comunei Târgu Trotuș, care personal am acolo un teren, și au și părinții mei avem acolo teren, și ni s-a eliberat adeverințe pe bază de declarație în nume personal și sub sancțiune, sub sancțiunea de a nu declara adevărul, și ni s-a eliberat, da, domnule, folosim terenul, noi îl lucrăm, îl amenajăm cum prevede, cum e destinația lui, și s-au eliberat documente. S-a întocmit dosarele la APIA și omul primește subvenția și implicit a încasat impozitul, că nu-ți dă adeverință fără impozit. Asta vreau să duc în ezbire. Nu s-a încasat din extrabilanț. Asta vreau să vă spun. Nu s-a încasat suma de 152.000 de lei, adică 1.500.000 și ceva. Nu s-a încasat din cauza asta. Că omul, dacă nu este stimulat într-un fel, într-un fel, nu face, domnule. N-are de ce să zic. Și mai ales că nu figurează întotdeauna proprietar. Păi da, da, dar poate să dea o declarație pe proprii răspundere, așa cum a repetat. Așa am... Așa am văzut așa. Așa am văzut așa. Vor să iei amândoi studenții pe aceea suprafață, dar se zice agricultor, știți? Da, corect. Ceea de ei, de exemplu, are un hectar. Dom'le, unde există litigii, îndemnăm către instituțiile competente ale statului, judecătoria sau ce instituții care au competență în materia dreptului comun. Deci, în mod obligator, declarație pe... Nu declarație. Certificat pentru atestarea calității de moștenitor. Și atunci, ei sunt obligați să iau cunoștință. Păi, asta spun. Au dreptul egal și că, dacă nu se înțeleg, vor urma calea dreptului comun. Da, exact. Și asta am terminat. Da. Ar fi bine să stimulăm această situație sub, cu declarații pe proprie răspundere și sub sancțiunea falsului în declarații, că putem face o mențiune de acolo. Să poate să scrie omul cu mânuța lui, poate elibera, domnule, și atunci să vedeți că o să avem și în extrabilan plătite multe impozite. Eu atât am avut de spus pe marginea acestei situații. Dar a soluționat, exact în sensul ăsta, situația. Da. Am încetit și eu chiar ies acum. Nu un pic din asta, și nu un pic. Nu mai o secundă să scriu aici acest. Eu am întâlnit chiar ieri, a fost, nu, alaltă ieri, a fost după să scot de aici pentru apă. Da. Ce se întâmplă? Eu am cumpărat foarte multe ieri, de la diferiți oameni. Eu am făcut arendă pe el. Cum l-ați cumpărat? Cu acte de mână sau? Cu acte de mână. Și o, dar nu, și omul l-a făcut arendă în el și l-am trecut 20 de ani. Ce s-a întâmplat? Un tip a venit în fața mea. Și eu zis, eu tăcer, eu zis lui Meni, nu mai pot să mă iei arendă. El avea pe 5 ani, nu i-a expirat contractul și a murit omul. De acum nu mai pot să mă iei arendă pe el. N-am înțeles. Ba, da. Deci trebuie să dea declarație moștenitorică. Asta zic, o să dea declarație moștenitorică. Sunt în bună înțelegere și că își respectă drepturile fiecăruia, că își achită integral tot terenul care face parte din masa succesorală, înscris în titlul de proprietate al autorilor, părinți, și atunci lucrurile se dezmadă. Eu terenul ăsta care l-am luat în agent, terenul care l-am cumpărat de utilizat, nu vor trece la rolul meu și eu suplătez la primărie pentru el. Nu. Îți vin și haideți să luăm și pe partea la altă. Plătiți în numele proprietarului respectiv. La rubrica observații, plătește Stanciu Georgescu. În momentul când se dezbate moștenirea, acolo... Și să mergeți față, că nu mai există niciun față cu care. Da, da, trebuie să plătește numele. Deci, dacă contractul de arendare, corect, ca așa se cheamă, contract de arendare, este făcut pe 20 de ani, el trebuie respectat în integrum, așa spune, așa se spune în justiție. Nu, da? Dar de chiar a dus omul, omul... Este înregistrat la primărie. Da, nu, dar ce contract
de, și am contract de arendă. Dar este valabil atâta timp cât omul trăiește, după aia, gata, și de situația juridică se schimbă. Deci, păi se schimbă, nu, dar... Depinde ce obligații v-ați asumat. Și în situația ta, Codul Civil spune așa, poate 50 de ani, dacă a murit mâine, nu mai are valabilitate. Deci lucrurile, deci s-a schimbat mai clar. Și de ce? Noi am stabilit. Noi am luat Codul Civil și l-am luat și l-am întors și l-am pus și l-am procurat ca să fie bine pentru toată lumea. În situația dumneavoastră, că nu știu de ce o discutăm aici, că doar ați fost la altă ieri pe la mine, dar am vorbit despre biscuiți de slăbire. Așa. Trebuie găsit o soluție. Nu mai există absolut niciun moștenitor de al persoanelor cu care ați încheiat actele de mână cândva? Nu. Nu mai zi nimeni. Păi de ce e așa? Când mi-a pe Bogna, o vându terenul, mi-a dat mea cu picatul. Și nu mai trăiești nici ea, nici copii, nu mai nimeni. E vorba de... Nu are nimic. Nu are nimic. Dar totuși trebuie să-ți scoți problema la un notar, poate că să faci altfel. Da, aici e picale și medii. Nu știu, doar să vă duceți în instanță cu dita mai calucul de belci, să vă luați niște martori de nădejde care să afirme faptul că lucrați și că ați achitat de-a lungul timpului. Să se pronunțe prin sentințe judecătorești. Instanța pe cele 5 bucăți care... Să constate proprietatea dumneavoastră, exact pe criteriul faptului că ați depășit 20 de ani. E usul ca piunea. Mamă, merge. Dacă ai adeverință de roabă, ai certificat fiscal, ai o mână de mare, care știu exact ce te-ai făcut datoria ca un gospodar. Terenul unde e? Ce face? Dar să depășim totuși. Da, trebuie să veniți și rezolvăm într-un fel. Vă zic că da, s-a luat program de stăbiri să spargem viața. Bun, deci deja asta e situația noastră particulară și haideți să mergem mai departe. Vă aștept să discutăm. Bun, am înțeles. Altcineva pe marginea executiv bugetar? Eu am vorbit-o primul
fi bine să prindem de la buget. Ce? 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 Albul este care vine cu rău ăsta de la Brătești, la bani. Mare albul de rău. Și dacă putem prinde niște bani de la buget, să aducem un excavator să mai lărgească de râul ăsta. Ferească Dumnezeu să vă dacă vine odată cu bunicul, cu lua creatul, cu bunicul, face prăpătrii, numai mizerie, numai știu locul, numai abitoare, numai... Nu mai sunt atâtea abitoare. Nu mai sunt, nu mai sunt. Adică nu mai sunt atâtea abitoare. Vegetație. Dar oricum s-o... Vegetație. Vegetație și s-o adunat cu râul. Nu mai e la cum era la început. Deci se curețe de vegetație. Da. Corect. La proiectul de la Brătești s-a întâmplat acest lucru.
N-am în față de el, dar îmi pare rău că n-am putut să procur până n-am putut să solicit de la doamna secretar, că aș fi adus un pic de vizul și pentru Brătești, cu proiectul, să vedeți câți bani s-a plătit pentru care trebuia executantul să deplaseze în teren și să studieze terenul. Și la Caraclou, în următorul proiect, același lucru. Plătim o grămadă de bani din bugetul local să facă studii, să facă expertize, să facă de toate. Ce treabă are Caraclou? Ba da, și pentru ei sunt, am văzut că și pentru Caraclou alocăm tot așa, sunt foarte mari bani. Nu, pe Caraclou deja proiectul este în execuție. Deci astea sunt diferențele la ordonanța 114 cu mărirea manoperii. Atât. Deci acela și nu am pus în discuția asta, domnul. Dar nu are nicio treabă cu proiectare. Da, deci eu asta am văzut, știu, am văzut că este ordonat 114/2018, dar nu asta și mai nou, acum vine și regularizarea prețurilor, care sigur o să ne întâlnim iar la o ședință, că din cauza măririi bitumului, prețului la bitum și la toate astea... Dar nu că sunt de acord cu asta, dar eu altceva am spus. Deci nu ne-a scurfut, noi discutăm atunci ca să avem ce discuta. Deci eu altceva pun în discuție. Domnul vice, deci plătim niște sume mari de bani, iar cei care sunt responsabili să facă proiectul și cum face pe dar? Uitați la Brătești, s-a renunțat la proiect. Vă dați seama că ca să facă un proiect de profunzime ce cereți dumneavoastră, costă undeva la, din câte ultima variantă, 600 de milioane? Domnul Vici, dar ne dați niște devize aici la consilier, să votăm astăzi un proiect. Nu-ți va la devizele astea? Eu v-am spus aia ce votăm astăzi. Dumneavoastră, dacă vreți, votați dacă nu. Dar așa se abordează problema, domnul Vici. Ce diferență de preț? Ele au fost votate tura trecută, când s-au votat proiecte. Eu nu asta am spus că să nu se poate. Eu am spus să alocă foarte mulți bani și, din punctul meu de vedere, nu-și fac treaba, domnul. Că ne trezim cu tot felul de proiecte care nu se mai termină și tot felul de motive și noi dăm bani din bugetul local. Și am observat că se scoate totuși tot din excedent o grămadă de bani. Da, am terminat. Altcineva? Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicilor economice și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții în modernizarea rețelei drumurilor locale în comuna Bâsănești. Județul Bacău. Primarul Bâsănești propune: se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare rețea drumurilor locale în comuna Bâsănești de Bacău, conform anexei numărul 1, devizul general actualizat după cum urmează. Total general din care 5.966.544 de lei, de la bugetul de stat 5.662.194 de lei, de la bugetul local 304.350 de lei. Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local în valoare de 304.350 de lei, inclusiv TVA, din excedentul la data de 31.12.2018, privind obiectivul de investiții în modernizare rețelei drumurilor locale comuna Bâsănești sub Bacău. Articolul 3. Prevederile prezente în hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul comunei Bâsănești, executatul lucrării, precum și prefectul de sub Bacău și va fi adus la conștiință publică prin afișare conform prevederilor legale, fiind grijă secretarului comunei. Discuții? Mai avem la urmă la prevederea ăsta? Da. Aveam o problemă cu două cadastre. Vă eram în două secunde și... La care lucrări v-ați referit? La... La asta cu Caraclou? Nu, la PNDR. Dacă vreți să mai repetat o dată, dacă vreți să mai repetat o dată toate punctele care au intrat în PNDR 2, dacă da. Ce au mai rămas, adică ce s-au acceptat, ce nu s-au acceptat, ce au rămas da. În continuare. O luăm cu Caraclou. Caraclou este drumul de la spre mănăstire până la Stan Nicolae. 450 de euro, așa. Este drumul de la școală de la Caraclou. De la grădiniță 50 de metri, în Caracol. La Bursănești este... Și așa, școala ce vine la Caracol. La Bursănești drumul de la Leordan până mai sus. Până la Balaban. Până la Balaban. Este drumul de la... Biserică. Nu, de la biserică. Pe Valea Bisericii care duce până la... Ochean. Drumul de la agricultorul. Drumul de la Leu.
două poduri. Podul de la Chicerea și podul de la... Da, da. Așa, până la Sfântul Lucar. Și podul de la Lucru. Asta e peretele de altceva? Dacă ați luat legătura cu cei de la IUC de acolo pentru câteva tuburi de ele. Mai sunt? Deci, procurăm cu echipă. Nu am ajuns personal, asta de vorbă cu cineva. Eu vor numai cu banii în mână. Deci, ei având probleme cu adică și știți cum e, când ei închidare, pune pentru traversări. Nu vrea pe bani. Nu vrea pe bani. Eu am văzut foarte adevărat. Deci plata e zi. Și zic că erau foarte bune. Ale de fie. Cel care s-a făcut la firma aia din Galaxie, a fost unul de problemă de mate. Da, eu nu am ajuns. Am văzut la cineva care e prieten lângă ei, mai va vrătică și ei și o zice, oameni, ce mai ajută să vină. Doar dacă ia altă societate să-i iați de copii. Dar vreau știi cum e. Complicat, de aia. Eu cu firma din Galați care taie. Cu firma din Galați care taie. Da. Domnul Serviț? Am fost întrebat zilele trecute din niște persoane de la Brătești, care dețin tractoare la mâna a doua SH-uri, cum putem să-i ajutăm să le matriculez iar pe comună. Sunt foarte multe care au fost aduse de afară, dar la nivel de comună, nu doar de Brătești, și lumea se plânge că nu poate ieși cu el din drumuri. Și nici la Bacău nu pot să meargă cu el la rar, pentru că știți foarte bine cum arată și în ce condiții sunt. Dar totuși ei își fac treaba în gospodărie. Da, singurul răspuns care și primul altul astea de urmă este că mai mult toate comunele nu au început să aplice aceeași lege care o aplicăm și noi, că nu mai poți fără ITD și fără cantitate. Eu le-am spus. Chiar am văzut la primăria Otus, când nu am trecut la voi să vedem ședință, nu mai sunau alte. De la Onești, dacă că vin la Băsănești să zic un tractor, că la Onești îmi trebuie alții. Și cum e și la Onești, așa și la Băsănești. Trebuie carte de identitate, factura. Bine, factura... Da, oamenii au alte. Problema lor e că nu poate să meargă la rar. Sunt foarte multe tractoare care acolo nu le-au cumpărat de alții în Italia, fără, așa, Germania, fără... Deci noi când am cerut părerea biroului rutier, cu de poliție rutieră, cred că acum un an nu mai am amintit, ne-a spus să avem legea. N-am luat legea la... Păi, este o declarare. Tot ce se supune omologări, trebuie omologări. Da, dar ele sunt supuse înregistrării, nu omologări. Probabil. Adică ele sunt omologate, sunt omologate de fapt, dar ei cer înregistrare, nu matriculare. Da, da, pentru a înregistra trebuie să fie omologat. Da, cred că au omologare, că el odată ce iese pe poarta fabricii, are o carte tehnică. Omologarea este cartea de identitate. Au carte este... asta, probabil au. Păi care au, s-a înregistrat. Deci sunt de regulă și așa, dacă ar fi înregistrate, normal, ele trebuie să circule pe anumite trasee. Nu au voie să folosească drumul public, așa, pe dealul lui sau pe dealul lui, sau nu știu cum. Trebuie folosite anumite trasee pentru utilajele agricole. Normal, nu au voie, chiar dacă sunt și înregistrate. Dacă este omologat cu ITP, poate circula pe drumurile publice, nu are voie să iasă din raza județului. Dacă este înregistrat fără omologare, adică fără, nu are voie decât pe drumuri agricole. Deci drumul agricol înseamnă drumurile care sunt în afara, care nu sunt supuse circulației rutiere. Acolo poate să-l folosească. O altă problemă, când preconizați că vor începe lucrările pentru apă? Pentru? O, pentru apă. Nu mai legătură cu apa. A, cu investiția cu apa. Depinde cum să zici lucrurile. Noi ce am avut de făcut, cadastre, avizii, ce am avut de făcut, le-am dat tot. Noi mai avem făcut plată în terenurile respective, în momentul când facem bugetul. Și le scoatem bicetul. Noi ne-am preliminat ceva. Dar bine, noi premergătoarele le-am trimis.
trimis către, către ATIP. Deci, ce ne-a cerut, am făcut. Urmează să mai obținem la 3 terenuri. Dacă le-am obținut și până, după aceea, cum se mișcă ei acolo? Odată ce suntem prieteni în ADI-ul ăsta, n-avem. Atât. Domnul Lazar? Domnul Lazar? Deocamdată. Eu am vorbit un pic și cu domnul primar, i-a spus, acolo la Plătești, unde se cetățeni, dar o focușa zona la biserică, acolo se rămâne toată mizeria, când loc să fac, se facă căderi în curba aia acolo, l-a înălțat în partea asta și apa Plătești de aici cu toată mizeria acolo. E biserică, chiar e toate acolo, dacă aveți cine, cum s-o procedat, ce va veni să nu cred că se mai strică șansul ăla. Ei, deci, după ultima discuție cu ei, spunea că o să taie acolo. Așa trebuia. O lăsat, da. O lăsat din gard, o lăsat cu 4 de acretat, da. Și curba aia e în loc. Și șansul lor, în loc să fac picăderii, că are panta aia de se duce la bani când lumea și acolo, o vor un alt de spăltești acolo. Ei, care mi-a întrebat, spune că calculează hidraulica. Deci, spune, să nu aglomerezi de asta, că ați văzut că și așa acolo la Florin sunt probleme cu șansul ăla, nu reușește să preia tot. Vine tare de sus, deja de lăsare. Nu, de posibil. Dar acolo e vorba de 50 de metri de distanță. Care e în fața bisericii. Nu, dar cum ați văzut ce se întâmplă cu o bătaie peste capul? Eu atâta. N-ai căderi, că acolo mă bătești. Da, da. Dar mă gândesc dacă e dintr-un în partea în altă la biserică, să se ducă la bătaie, o să curgă, zic. Nu, dar acolo nu este șansă. Păi nu se facă. Deci acolo drumul ăla o să da, este. Și o să se... În drumul ăla nu e... Nu-i tăiat. Am înțeles că după la sfârșit, când o scrie, o să taie acolo și o să bage din alea, da, lidere. Carosabă. Carosabă, da. Cum e dată? Ca unii n-am din carosabă. Păi nu-i dată din acolo, mai la valii carosabă? Nu, nimic. Va nu mai putea, nu mă putea, nu mai putea. Acolo, măcar de la vecinul, la bunichii Costică, până semi curba aia, deci acolo, să fie un lung de fugi, da, 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 să vină previziul, domnului de mine. Să pună în... Da, am mai tot spus mereu, haideți să luăm din râul, din balastul din pădurile noastre, haideți să punem pe terenul ăsta agricol, măcar 100 de metri de balastul ăsta. Vedeți? La drumul agricole. Și le vedeți că iese tractoarele, e jale. Să facem mâzgă și astea. Doamne, că e un accident, până la urmă tot primărie trebuie să plătească. Și da, noi mai avem o variantă, dar asta depinde din asta, că o aplică. Am văzut, Galați o aplică. Tot județul Galați o aplică. Mai e și repetat la coroțele bune, dar amendă, nu știu, 1500. Bine, asta pe lângă noi, care puteți să o aplicăm noi ca primărie, poate să o aplice și poliția. Poliția statală, cum ar fi, sau poliția statală. E, dar unde să sperie? Eu vin după că de unde e. Nu, că să ai la tractor, clopățică, îți spuneți roțile, da, aici. Treaba lui ce face, trebuie să iasă pe Danuma, atracă și căruțe și tot. Tot ce se iese pe... Dacă noi am avut la urmă, cam 100 de metri de la drumul principal, așa, ar trebui să ar mai supra roțile. Ar arunca mizeria până acolo. Ar trebui pus, el se cu timpul să bate, jucați, mai punem la 2-3 luni iar și după aia că nu e drumul ca lumea. O să încercăm să facem, deci nu prea avem eu de la 7 metri. Am luat palatul ăla care a fost acolo la ceva ăla panică și tot. A fost ce e, ce e, rapid să nu mă recomandă. Deci eu, cum va face lumea asta, știi? La mizerești, accident, grafic, grafic. A doua problemă, care au ultimele, și când trecem la finalizare pentru cei noastre care nu au. Da, să mai cumpărăm la de... Da, acum... Dar mi-a scris la 4.000 și ceva. Da, sunt de dat, dar problema este... Pentru că au început, da, nu mai reușesc. Au început comentariile, poate unii au dreptate, că... Dom'le, de ce unii sfavorizați, la fel plătim impozite și noi. Da. Unii au lumină, alții un bec din ăla vechi la 2 slugi. Oricum ar fi, trebuie să ne gândim foarte bine, am nu știu, cred că am mai discutat, dar nu știu cine, a plăcut foarte mult lumina. Deja Dofteana a trecut la ore de 9. Dofteana a trecut 24, jumătate stând lumina. Dar așa ar trebui și anul. Deci, noi, eu vă vedeam să punem
Bine, acolo e investiții foarte mari iar, că vă dați seama, mai trebuie un fir, trebuie iar relei în ceasul. Deci a venit dublat. Nu sunt discuții că o dată, domn primar, dar nu s-au acceptat. Colegii consilieri nu au acceptat. Toată lumea vrea lumină și mai vrea și pune buliță, că era de la un declar. Am spus atunci să pune și un temporizator. Dar am pus temporizator, am schimbat, am pus temporizator. A fost bine. Avem, sunt anumite sări care nu sunt chiar atâta prezintă un risc așa de ridicat. Sunt de acord în zona unor instituții publice, în zona unde avem, știu eu, vulnerabilități, da, sunt de acord să meargă în continuu luna. Și să fie montat peste mai des lămpile, da, sunt de acord, dar sunt și zone unde nu chiar este necesar. Noiembrie, decembrie și ianuarie, da, confortul, pe lună, lumina. Confortul este în regulă, corect, așa este, este confort pentru, pentru cetățean, așa este, dar să vedem potențialul financiar dacă ține. După noi, după ce am instalat... Dar n-am ajuns la 8.000 niciodată. Deci nici chiar când era vechea rețea, că era un pic la 1, nu, când încadram undeva la 6.000. Dacă în perioada iernii, vă dați seama, ales și iarna asta a fost și o iarnă așa cu norac, cu ceață, cu ăstea și stăteau pe curile aprinse. Până de la ora 5 la ora 7, jumate de dimineață. Am schimbat acolo, am dat toate, toate punctele de aprindere, le-am schimbat cu ceas. Da, într-adevăr, stăteau... Și acum, domnul ce a verificat toate rețeaua. Băi, sunt și care sunt legați. Am auzit. Dacă se leagă noaptea, cine stă la 12 noaptea după ziua? Nu, nu, nu. Deci, ziua e o nomenat. Sunt și care sunt legați așa, firmii și cu astea, sunt. Mai sunt la rețeaua publică. O să spui mai pe rând? O să spui mai pe rând? Să spui în afară. Nu, eu îți comentez că se aproape, bă, respectați un pic ordinea ca să puteți. Dacă știți și nu spuneți, eu. Lăsăm pe alții. Vă spun un par voi, dar vă duci și spune tu, nu, n-am spus niciodată. Nici la o petiție nu spun cine face, cine depune petiție. Confidențialitatea. Apreciem domnul Vici că păstrați confidențialitatea. Da, chiar serios, nu? Deci nu. Sunt, domnule, am văzut și eu chestia asta. Păi dați nume și... Mai domnule. N-am nicio nimic la adică. Se mai poate exploata centrul de balast de la tablou? N-am primit încă răspunsul. N-am primit. Eu am vorbit, deci nici atât n-am trimis până nu dă răspunsul verbal. În momentul când primesc, eu v-am spus care a situația. Deci ea, autoritatea este balastă 3 luni. 3 luni au fost octombrie, nu, ba da, octombrie, noiembrie și decembrie. Da, da. Ei, noi am exploatat octombrie, noi în rășurile să recitim cu n-am mai exploatat bine, am și făcut depozitele alea, nici bani de transformă care mai erau. Așa, și am vorbit și au zis că s-ar putea să ne dea să ne permită în primăvară, adică anul ăsta în primăvară. Acum, cu azi n-am, chiar am pus frică la Peron, n-am mai văzut că mă ce mă de la Iesu, pe acolo unde mi-o dori că faci că tot deși e exploatat. Deci, vă spun, cred că a fost și a fost cu incendiile de vegetație. Deci, da, ei îi găsesc într-un fel vinovați tot pe noi. Da. Bine, mi-a spus și o părere acolo, în locul cuvântului, mi-a spus, domnule, prima dată, dumneavoastră interveniți la APIA. Dacă APIA la anul ăsta, nu, la toți care le ars suprafețele, nu le mai dă banii la unul, automat la anul ăla care nu este vinovat, care n-a dat, o să pândească să vadă cine dă foc și nu să-l răpeteze. Altceva nu putem face. Deci au fost 460 de incendii numai în luna mare. Cu suprafețe de la 30 de hectare în sus. Și doi morți. La noi în comună? Nu în comună. La noi în comună. Pe județ. Pe județ. Nu, 460 de hectare. 460 de incendii. Cu ce? Da, peste 30 de hectare au ars. A vedeată. Așa și doi morți. Păi, duminică, eu am impresia că și cineva că a zis că nu mai dă om să-mi plașă chiar și la vedere, nu dau nici cine a luat amendă, o plin pompierii. Știu. Așa, și dat amendă. Ce sunt? Bine, a scăpat efect, dar aici, la Bacău, a fost și Garda de Mediu și Agenția de Mediu. Și a spus că nu, amenda este de la 1500 în sus. Bine, că și-am legem am uitat la fel, la 1500. La ce l-au fi băgat, i-au dat numai 500, nu știu. Așa, ar trebui un pic intervenită pe drumul ăla din Poiana până în Albele, s-a tot put balastul așa pe zone și s-a dâmbărit, s-a făcut parcă e un greder dacă am putea închiria, că cu volzul nostru nu putem face, nu. Dar un greder dacă îl închiriam și trecem o dată la deal la vale, s-ar mai nevela un pic, pentru că e
s-a tot pus așa pe zone, pe la cu grămezi, grămezi și s-a... Cât i-am văzut în buget, sunt repartizați, nu mai mi-aduc aminte cât, parcă 2 miliarde, cam nu știu, 24.000 sau 24.000, nu mai aminte, special pentru buget. După ce facem bugetul și timp, o să facem o așa, o să facem toate drumurile. Cu trecerea drumului la noi, s-a mai avansat ceva? Deocamdată nu am niciun răspuns, dar nu că nu răspuns, răspunsul v-am spus este favorabil, avem dosarul de la comisie cu aprobare tot. Așteptăm să ne tabuleze. Stau și mă uit așa, cum spuneam cu PNL-ul ăsta, băi, prin toate satele se tot face câte o uliță, câte un capăt de drum. La noi nici măcar, din păcate, la noi nici măcar un metru liniar nu. Da. Sau nici măcar o țeară, să punem la... O folosire de vină. Nu e de vină, dar pe Valea Lopului de ce? Nu e drum comunal? Nu știu unde trebuie. Nu, e Valea Lopului. Valea Lopului. Ești Bârsănești. De 1974. Da, da. Ce se întâmplă? Haideți să gândim așa. Ne-am putut să facem Valea Lopului, că nu sară. Nu se face, domnule, dar o trebuie acolo. A trecut mașina cu unul. Nu, nu, lasă. Ia, nu faci întâi discuție. Acum, dacă vine bugetul... Ce nu e de oficial. Ne ducem la firma care aduce. Oficial va vorbim. La altele de jumătate. Domnul Vici, nu puteți veni cu argumentul ăsta că nu sunt bani. Mi-am amintesc chiar de nou că nu fost excedentul când am început. Era toată lumea a susținut că jumate de excedent duce la albele, jumate se duce la caracilor. Și la albele s-a dus 0 lei. Și vreau să veniți și îmi spuneți acum că nu sunt bani. Pentru albele niciodată. Domnul Vasile, excedentul bugetar nu se poate scoate decât numai pe investiții. Păi pe investiții, dar la nu poate face niciodată. Excedentul este acolo, planificat, vă scoate... Ce excedent mai este? Ce excedent bugetul mai este? Sunt destui bani, sunt 28 de miliarde, sunt angajate cu 13 și restul sunt acolo. Să tot scoate tot timpul. Și dacă nu-i vorba, tot spune că nu sunt bani, sunt bani și... Deci nu pot, de ce? Dar nu putem scoate din excedent să cumpărăm țeavă. Dar nu țeavă, pentru investiție, n-am zis pentru țeavă. Deci vreau să spun că e foarte mi-e și rușine de oameni din sat când a spus, domnule, că știți că nu mai putem face nimic cu nici drumul nostru. Cum e posibil, domnule, așa ceva, de atâția ani de zile să facem cu nici drumul comunal și acum când să facem ceva, e drumul ocolului Silviu. Dar ce să fim vinovați? Dar de ce nu s-a descoperit până acum, domnule? Păi, de ce nu s-a dat? Păi, de ce nu s-a dat? Nu s-a spirmat, chiar nu am vrut să vă spun niciodată întrebarea, domnule. Noi am sigur că nu am spus. Pe ce bază, doamne? Sigur, pe ce bază, sigur? Așa, dar neavând niciun alt. Așa sigur, poate sigur cum a fost și cu voastră. Facem, facem un nus și facem casații, după casare, după nu știu câți ani de zile, venim acum și casăm un lucru care el era destul de. Dar inventarul anual nu s-a votat în Consiliul Local. De atâția ani. De atâția ani, nu e inventarul, da. Care în fiecare an trebuie făcut inventar. Nu, 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 poziția aia este altuia mea oameni. Deci oamenii ia, zice că ne bat în joc de ei când le spunem lucrul acesta. Păi știi că nu trebuie să facem ca unui drumul nou. Dar deci, efectiv, la, nu dă factură la ziar. Cumpărați materiale nu la acolo, Silvic, Stejar, faceți dulap și faceți codețe. Da, o facem dacă dă Dumnezeu băi să vedem. Dă factură, dacă de acolo nu, de acolo nu. Să vedem acum că... Asta nu mai cum factură. V-am spus, vedem bugetul acolo și îi cumpărăm oficial. Trebuie, domnule, ne duci la poarta omului, hai domnule, ajută-mă. Cumpărăm firmă, cumpărăm, căutăm firmă, dar firmă, cuburi, de pace, o condiție inițial, cumpărăm cuburi. De betonul sunt mai interesant de unul, de spol de la Roma. Este la Roma. Când e vorba de albele, niciodată nu este bani. Așteptăm tot, așteptăm. Ce să mai așteptăm? De atâția ani tot așteptăm. În completare la colegul, aș mai fi vrut să spun și un aspect. Haideți ca să achiziționăm strup pentru toate drumurile din comună. Nu luăm din râpile, din pădurile noastre, după aici, sau cui ori fi pădurile alea. Că dacă, așa cum a spus și domnul Vici, că avem o sumă de bani dată în buget, alocată în buget, haideți să luăm din balastier, că așa ar fi corect. Nu luăm de pe aici, nu știu ce, rămășiții de pe la dealuri și de pe la nu știu ce și noi punem pe drumurile publice. Nu-i corect. Deci asta mai avut spus în completare. La am încheiat și eu, da.